Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențiale au făcut rând la Comisia Electorală Centrală. Aceștia au depus actele pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă care vor colecta semnături în susținerea lor. Primul care a depus pachetul de acte a fost liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, urmat de fostul președinte al Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu. Tot astăzi, Consiliul Național Politic al Partidului Platforma DA a reconfirmat că Andrei Năstase este candidatul formațiunii la funcția de președinte al țării, care s-a și prezentat la CEC pentru înregistrarea grupului de inițiativă. Precizăm că pretendenții la fotoliul de șef al statului trebuie să colecteze cel puțin 15.000 de semnături, dar nu mai mult de 25.000 din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2. Alegerile prezidențiale vor avea loc în data de 1 noiembrie. Direct de pe muntele Athos, direct la președinție, un pic bronzat și fără ca să stea în carantină, Igor Dodon a apărut astăzi în public după desfășurarea ședinței comune cu conducerea de vârf a țării. Șeful statului nu a oferit detalii despre mini-vacanța sa de 5 zile în Grecia și nici nu s-a expus pe marginea scandalului legat de nunta fiului lui Ion Chicu. După prima oră, după astfel de întâlnire, premierul Ion Chicu nu a ieșit cu declarații în fața presei. La rândul său, Igor Dodon a anunțat însă că ar urma să aibă loc ședința conducerii PSRM și PDM pentru a fi discutată soarta viitorului Parlament, deoarece majoritatea parlamentară formată din cele două formațiuni este la limite, spune Igor Dodon. Astfel, în cadrul întrevederii, ar urma să fie identificate soluții pentru dezvoltarea cât mai rapidă a legislativului după alegerile prezidențiale. Următorul președinte, după inaugurare, să nu aibă altă soluție decât semnarea decretului de dizolvare a Parlamentului. Noi vom propune măsuri legale cum poate fi declanșat acest proces. Dar rămân ferm pe poziția că acest Parlament nu corespunde rezultatelor alegerilor parlamentare din februarie anul trecut. Totodată, șeful statului anunță că peste o săptămână se va convoca ședința Biroului Permanent al Parlamentului pentru a decide data primei ședințe în plen. Precizăm că sesiunea de toamnă a forului legislativ începe de astăzi, ceea ce înseamnă că deputații revin la muncă în birouri și participă la ședințele comisiilor parlamentare. La 29 de ani de la declararea independenței, Moldova se află într-o situație deplorabilă în contextul politicilor defectuoase purtate atât de primele guvernări, cât și de cele din ultimii 10 ani. În același timp, președinția și parlamentul s-au discreditat, iar oamenii au pierdut încrederea în viitorul țării. Declarația a fost făcută de fostul președinte Vladimir Voronin la emisiunea Ostalep Live, un proiect nou al televiziunii centrale difuzat în fiecare vineri la ora 20. Realizatorul este cunoscutul analist politic și fost viceministru de externe, Valeriu Ostalep. Vladimir Voronin consideră că independența a prins total nepregătită clasa politică aflată la guvernarea tânărului stat acum 29 de ani. Potrivit lui, lipsa unei viziuni a provocat declanșarea unei politici de distrugere a bazelor puse în perioada sovietică. Nu exista un plan cu privire la ziua de mâine. Iată, astăzi ne-am declarat independența. Mâine ce facem? Au ales cel mai rău scenariu, cel destructiv. Privatizarea a fost înfăptuită fără să se gândească. Privatizarea pământului, adică programul Pământ, a fost înfăptuit prostește. Niciun proiect normal nu a fost implementat. După aproape un deceniu de guvernare comunistă, la conducere au venit noi exponenți politici care, potrivit lui Voronin, au transformat politica într-o metodă de a face afaceri. Acest fapt a dus la o lipsă acută de persoane care ar fi în stare să conducă și să dezvolte țara. Politica, să spunem, în ultimii ani,
Mai ales în ultimii ani, în condițiile în care țara a fost cuprinsă de corupție, politica a devenit un mod de a înainta oamenii tăi, adică pe cei cu care cei de la conducere fac afaceri, cei din partide care în ultima vreme s-au transformat din partide în structuri de făcut afaceri. Acest lucru a dus la faptul că la noi nu mai cresc oamenii în stare să conducă și să dezvolte țara. Din această cauză, principalele puteri ale statului s-au discreditat în fața electoratului, care nu mai are încredere nici în Parlament, nici în președinție, afirmă Voronin. Mai mult, faptul că actualul șef al statului controlează legislativul este o gravă încălcare, având în vedere că Parlamentul este principala putere în stat, potrivit Constituției, a precizat liderul PCRM. Acest președinte, această filchină gramota, e loc gol, dar trebuie de întărit rolul Parlamentului, pentru că chiar și după crima înfăptuită de Curtea Constituțională, când a schimbat modalitatea de alegere a președintelui, Republica noastră nu a încetat să fie parlamentară, pentru că atribuțiile președintelui nu au fost schimbate, nu au adăugat nicio literă nouă acolo. În concluzie, Vladimir Voronin a declarat că situația actuală încă mai poate fi redresată, iar țara noastră are potențial foarte mare. Pentru a-l fructifica, trebuie voință politică și lideri în stare să conducă Republica Moldova, spune fostul președinte. Noul an de studii a început cu un deficit de circa 2300 de cadre didactice, iar 19 școli din cele 1252 din întreaga țară au rămas închise pentru că nu au luat toate măsurile anticovid. Pandemia i-a privat pe elevi de sunetul clopoțelului, de careul solemn, dar și de reîntâlnirea cu toți colegii. Asta pentru că învățământul tradițional a fost combinat cu cel online, astfel jumătate dintre școlari vor studia de acasă, iar cealaltă în sălile de clase, așezați câte unul în bancă la o distanță de 1,5 metri între ei. Instituțiile de învățământ și-au deschis ușile pentru elevi după o pauză de jumătate de an. Spre deosebire de anii precedenți, acest 1 septembrie a venit la pachet cu virusul COVID-19 și, respectiv, cu restricții. La primele ore ale dimineții, stațiile de așteptare a transportului nu erau la fel de pline, iar cei mai mulți dintre elevi țineau în mână masca de protecție, în loc de flori. Părinții spun că sunt îngrijorați de condițiile în care a început noul an de studii. Sunt îngrijorată, dar oricum ne străduim și credem că o să fie bine. Dar aveți mască? Da, noi avem trei măști. Avem dezinfectant, măști și șervețele umede. Suntem pregătiți pentru... suntem protejați. S-o duc pe sora mea la școală, ea fiind clasa 5-a și prima zi după pandemie, cam e greu și am zis mai bine s-o duc eu. Dacă în ceilalți ani, ziua de 1 septembrie, era o sărbătoare pentru elevi, acum ei au pășit pragul școlii cu îngrijorare. Adică mi-e dor de școală puțin, de prieteni, dar puțin mi-e frică. Sărbătoare și nu prea. A fost la liceul Onisifor Ghibu din capitală, unde careul solemn nu a avut loc, iar clinchetul de clopoțel nu a răsunat. Elevii au mers direct în sală, iar părinților nu li s-a permis să intre în instituție. Intrați copiii, numai dumneavoastră stați în curte și după ce au intrat copiii, ați plecat și veniți atunci când vă spune diriginta la ce oră. Sunt emoții frumoase, este 1 septembrie, sănătate la toți și sperăm să revenim la normal cât mai curând. Son persistă, dar avem încredere în copiii noștri, în profesori, în cadrul didactic, în școală, în liceu, administrația, că s-au pregătit corect. Dar să trecem și peste asta și o să fie totul bine. La intrare, elevilor le-a fost măsurată temperatura și le-au fost dezinfectate mâinile. Eu am mască, spirt, caiete, pix, penal și tot ce îmi trebuie la școală. Da. Da? Da. Dar acum de ce nu ți-ai pus mască? Că mama nu mi-a spus. La rândul lor, profesorii spun că s-au înarmat cu suficient curaj pentru acest an de studii, care va fi o adevărată provocare. E mare provocare în acest an, dar ne-am dorit foarte mult să venim la școală, de aceea ne-am pregătit
ne-am înarmat cu curaj, cu răbdare și cu înțelegere pentru fiecare. Directoarea instituției susține că va fi dificil de monitorizat activitatea micuților, astfel încât aceștia să respecte toate măsurile de protecție, însă speră că vor fi ascultători. Elena Cernei susține că liceul este pregătit să lupte cu noul coronavirus în proporție de 95%, însă mizează pe vigilența părinților și le solicită să fie atenți la cum își trimit copilul la școală. Sperăm că părinții vor fi foarte vigilenți și atenți să nu trimită copiii cu febră la școală. În caz, suntem pregătiți. Avem izolatoare, două izolatoare, avem asistentă medicală. Deci facem tot ce e posibil ca să salvăm copilul, să spun așa. Precizăm că noul an de învățământ a început cu un deficit de peste 2000 de profesori, în condițiile în care unii au ales să plece din instituțiile de învățământ sub presiunea riscului de a fi contaminați cu virusul periculos sau din cauza salariilor mici. Potrivit datelor Ministerului Educației, în 75% dintre școli, elevii vor fi prezenți fizic la lecții, pentru a reduce riscul de infecție a copiilor. În Chișinău, unele autobuze și troleibuze vor avea curse speciale pentru elevi. Studenții vor merge la cursuri abia peste 2 săptămâni, iar până atunci vor învăța online. De astăzi, moldovenii care revin din statele unde infecția COVID-19 nu mai prezintă un pericol nu vor fi obligați să stea 2 săptămâni în autoizolare. Conform hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cetățenii care se întorc acasă din țări precum Turcia, Italia, Grecia sau Rusia vor fi scutiți de carantină. Lista țărilor verzi este aprobată de Ministerul Sănătății și va fi actualizată la fiecare 10 zile. Din lista statelor pentru care încă se mai impun cele 14 zile de izolare se numără Ucraina, România, Israel, Statele Unite ale Americii și altele. Amintim că din data de 17 martie, conform măsurilor aprobate de autorități, cetățenii care se întorceau de peste hotare erau obligați să stea în carantină. Patru angajați ai cimitirului Sfântul Lazar din capitală, inclusiv șeful acestuia, au fost reținuți într-un dosar de corupție instrumentat de Centrul Național Anticorupție. Aceștia sunt bănuiți că ar fi pretins de la rudele decedaților bani pentru un loc de veci, fără ca sumele să fie contabilizate. Funcționarii sunt bănuiți că ar fi obținut profituri ilegale din vânzarea locurilor de înhumare pentru decedați, dar și pentru rezervarea acestora. Potrivit ofițerilor CNA, mita ajungea la câteva sute de euro. Potrivit ofițerului de presă al Centrului Național Anticorupție, Angela Starinski, reținerile au avut loc după perchezițiile desfășurate pe 22 de adrese din capitală. Cel puțin 4 angajați ai cimitirului Sfântul Lazar din strada Doina, printre care și șeful acestuia, adjunctul, contabilul și un maestru, au fost reținuți preventiv și escortați la izolatorul CNA. Persoanele sunt suspectate de faptul că ar fi luat mită de la rudele răposaților pentru oferirea anumitor locuri de veci. Funcționarii pretindeau sute de euro, iar banii nu erau contabilizați. Am încercat să aflăm detalii la acest subiect de la directorul întreprinderii municipale Combinatul Serviciilor Funerare, Ludmila Boțan, dar aceasta nu ne-a răspuns la telefon. Totodată, Serviciul de Presă al Primăriei, instituția care gestionează activitatea cimitirilor din capitală, ne-a spus că va veni cu o reacție mai târziu. Nu se cunoaște deocamdată dacă în acest dosar figurează și cele aproape 1500 de morminte săpate pentru victimele coronavirusului. Potrivit unor calcule, prețul pentru un loc de veci în cimitirile din capitală ar fi în medie de 4.500 de lei. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor. Eu sunt Dorina Gherganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!